Echipa de basket Steaua București a cedat luni seara pe teren propriu scor 76-83 în derbiul cu rivala Dinamo Știința București. Disputată fără spectatori în sala Mihai Viteazu din capitală, confruntarea a fost în cea mai mare parte dominată de echipa oaspete, care și-a adjudecat 3 dintre cele 4 sferturi. Cel mai bun marcator al formației pregătite de Cătălin Burlacu a fost Radu Vârnă, autor a 19 puncte. Alături de el, din tabăra roșalbastră, s-au mai remarcat Radosav Spasoevi și Strahinia Jovanovici, ambii cu câte 14 puncte. Noi ne-am pregătit, pot să spun, bine. Încercam să facem meci cât mai bun. Noi ne așteptam să fie tribunele pline, dar din păcate legea dată în ultimul moment, cum că se suspendă toate activitățile cu mai mult de 1000 de spectatori. Asta a fost să fie, dar toate astea mergem înainte, mai avem un meci la ea acasă și sperăm că o să facem o figură mai bună acolo. În runda următoare, Steaua București va întâlni vineri 13 martie, tot pe teren propriu, pe BC CSU Sibiu. Meciul va avea loc fără spectatori de la ora 19:45 în sala Mihai Viteazul.